începe o călătorie interesantă și anume un Tesla Sonet Duo din anii 50-60. Nu știm exact, o să vedem când îl desfacem. Cu siguranță o să avem de schimbat condensatori electrolitici, cel puțin din partea de alimentare și din bypass. Avem manualul de service pentru acest produs. Este minunat și vom încerca să îl facem să fie din nou utilizabil. Așa se prezintă. Aceasta este ușa lui. Da. Așa stă, ciudat, e scrisul invers, pot să cadă electronii din el. Cam așa ar trebui să fie, probabil că cineva s-a decis să fie așa. Nu știu din ce motiv. Vom începe călătoria. Încerca să restaurăm această frumusețe vintage foarte grea, foarte, foarte grea, foarte grea, da, asta o să fie. Acum urmează să vă prezint și partea din spate, unde avem câteva lucruri. Aici am încropit un picior dintr-o radieră, pentru că era lipsă, era fărâmat, era lipsă, era o chestie care, mă rog, a terminat acolo. O să-i scoatem, capacul este din plastic, e un plastic ieftin, deci bănuiesc că asta este o producție mai târzie, combinată cu, aici e oxid, o să trebuiască să curățăm, vedeți, e oxidată alama. E un lucru rău, asta arată că e vintage, dar cu siguranță, o să trebuiască să facem schimbări, cel puțin nu am condensatorul electrolitic ăla cu două valori înăuntru, o să trebuiască să punem condensatori separați. Este o chestie foarte complicată, faptul că condensatorii electrolitici sunt vechi. Și acum trăim în perioada în care, astea au fost șuruburile, le punem deoparte, trăim în perioada în care condensatorii electrolitici au cioboțele roșii, aș putea să zic așa, ca Moș Crăciun, vin odată pe an, foarte rar, nu se găsesc în magazine, este foarte greu să pui mâna pe așa ceva. Aici avem un fir de masă, compliant, da, carcasa, izolație de metal. Da, dacă se vede, da, izolație metalică pe carcasă pentru a ține în frâu amplificarea de nivel ridicat a lui F86, da, uitați aici un tube chart, avem înăuntru un tube chart, just a second to adjust the camera, sorry for the movement, așa, scuzați, da, băi, deci, e fabulos, F86, CC83, da, e ok. E ok, am crezut că eram transformare pe cameră, deși parcă scosesem, da? Deci, asta este un chart cu tuburile, EZ80, CL82 ca ieșire, preamplificare cu 12AX7 și driving stage cu 12AX7 pre-drive, mă rog, și F86 pentru amplificarea de nivel scăzut de la capul magnetic. Ceea ce este foarte, foarte, foarte tare. Asta este deja aici un amplificator de chitară cu ultra high gain. Avem aici un bilet. Deschide, mă scrie aici. Prânzul e gata. Deci asta înseamnă că, îmi zice Sofia, îmi spune că prânzul este gata. Așa că urmează să revin după pauza de prânz.
Thank you.